mai povestit altă dată, dar noastră pe Venus, știți cum l-am cunoscut eu pe Venus? La Verceu, la Atene Palace. Ce căutam noi acolo? Era înainte de 80 și consumam împreună cu Șerban Gabrea la braserie, la Atene. De dimineață până noaptea, când ne dădea până dimineață. Era un grup așa care am ajuns la fundel tot până la urmă. Și Johnny, eu nu-l cunoșteam. Gabriel s-a dus la toaletă, pe la 1 noaptea, și nu mai venea. Am intrigat cu o jumătate de oră, m-am dus după el la toaletă, mi-a fost teamă că e rău ceva, unde era un următorul peisaj. Johnny cu basul, Johnny cânta la vară de noapte, la bas. Și Johnny cu basul era în bar, în cabine erau străini care n-a apucat să mai iasă și i-a arătat lui Gabriel. Nu în bar, în closet era. Da, în closet. În antre, și i-a arătat, toți erau în cabine și Johnny cânta o suită spaniolă la basul lui Gabriel. Veneau străinii amețiți, destinuse în drum la Prohap și încremeneau. Vedeau scena asta, după care civilizați, încetau și se dărâmau un spectator, că se adura vreo oră. Și atunci mi-a făcut Gabriel cunoștință cu Johnny și atunci nu ne-am mai despărțit. În sensul că ne vedem oarecum rar, fiindcă el de tot timpul prin străinătate, eu cu ale mele, dar e ca și cum nici n-ar fi trecut timpul de atunci. Eu am impresia că el a inventat oftatul în jazz. Nu exista chestia asta până la el. Da. Sorine, unde ești? Acolo, nu? Acum, aici. Parcă suntem la miliție, la vorbitor, ții minte? Da, vreau să mai spun ceva. Lumea, vorbitorul la poliție. Destulă lume nu a înțeles ce am căutat eu cu jazzmen aici, într-o seară religioasă, ascetică. Să nu uităm și pe Horia. Și pe Horia Bernea era la timpul ăla, ții minte că picta cu bicicleta și era plin de geață, ți-mi minte? Horia. Acolo vreau ca să ajung. Ia zi. Că stăpânul care odihnește în curtea de vis-a-vis, ăsta era paradoxul atelierului lui, da. Duhovnicesc tematic, ultra-duhovnicesc tematic, și mergea în permanență o muzică cu cei mai mari jazzmen, mulți s-au scandalizat, uneori și eu, și i-am dăruit acum, fiindcă este aici, fiindcă sunt prietenii lui aici și fiindcă se cântă și jazz și e și Părintele Cleopa de față, dacă mergeau împreună la Bernea, de ce n-ar merge și în seara asta împreună între noi? Deci să nu ne smintim și să conjurăm că lezăm sfințenia serii comportându-ne așa. E adevărat și foarte duhovnicește tot ce se petrece. Dar în tot cazul, Horia Bernea avea